Se trece de duminica trecută, Dicuna de Antia Paștul, se trece în lumina învierii până la înălțare. Se legând și te împărtășim bucuria ucenicilor. Spune Evanghelia de astăzi că s-au bucurat văzând pe Domnul, nu știu, dar a intrat în ușile, în chinușile cu ea. Nu s-au înspăimântat, ci s-au bucurat văzând pe Domnul. Petrecem în această bucurie și această bucurie înțelegătoare vrea să ne împărtășească biserica. Bucuria duminicii de astăzi este adăugită în această biserică de prăznuirea ofrotitorului ei, Sfântul Ioan Evanghelistul. Și Dumnezeu a numit ucenicul iubit de Hristos. Nu că nu și-a fi iubit Hristos toți ucenicii desăvârșiți, ci pentru că însuși răspunsul apostolului Ioan a fost adânc și curat și dragostea lui a primit cel mai bine dragostea lui Dumnezeu. Iată că prăznuim deodată doi mari apostoli. Apostol iubit Domnului, apostol care au rostit cuvântul Evangheliei în lume și atât de diferit, Toma și Ioan, încât putem pune în dreptul lor alte două fericiri pe care Hristos ni le descoperă. Știm fericirile, le spunem și la liturghie. Fericiți cei curați cu inima, cei sărași cu duh, cei prigoniți pentru dreptate. Încă fiind cu apostolii în viață, Hristos le spune: fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, pentru că mulți proroci drepți au vrut să vadă ceea ce voi vedeți și n-au văzut, și să audă ceea ce voi auziți și n-au auzit. Stăm adeseori în preajma unui om care s-a curățit pe sine, în preajma unui cuvios, al unui om al păcii, și simțim atâta binecuvântare. Citim în Patericul Egiptean că la Marele Antonie veneau pentru cuvânt, pentru deslușirea încercărilor și crivelor lor, trei ucenici, trei căluri. Și doi dintre ei, de fiecare dată, își puneau în fața bătrânului nedumeririle lor, întrebările lor. Iar unul dintre ei, nimic dintre acestea. Și întreabă Marele Antonie după ceva timp: iată, de atâta timp vii aici și nu mă întreb nimic, ce-i cu tine? Și spune: mi-e de ajuns să te văd, Părinte. Și putem spune, nu numai mi-e de ajuns să te văd, ci chiar mai mult, probabil, pentru că atunci când vin ocupat doar de o grijă a mea foarte mare, de o frică foarte mare, de un stres deosebit, atunci asta mă absorbe în așa măsură încât aproape nu mai văd pe celălalt. În momentul când vii să-l vezi pe Marele Antonie, fiecare gest al, privirea lui, delicatețea lui, rugăciunea lui te odihnește. Cu cât mai mult trăiau fericirea aceasta, adesea, aproape fără să-și o înțeleagă, apostolii, când în mijlocul lor era Marele Antonie sau Marele Moisi, ci însuși Dumnezeul cel viu. Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Și într-adevăr, fericirea asta avea să le umple inimii. Fericirea de a înțelege că Iisus este Fiul lui Dumnezeu celui viu, au făcut din Petru, care odinioară se îndoise că Dumnezeu poate fi, într-adevăr, biciuit, scuipat, dus la moarte, atâta neputință să poată, s-a îndoit că aceasta poate fi Dumnezeul cel viu, dar când Petru a cunoscut că Hristosul este Dumnezeu, Mesia cel așteptat, nici o groază a lumii acesteia nu l-a mai putut înspăimânta, încât la moartea sa, el cere să fie răstignit cu capul în jos, ca măcar prin aceasta să arate smerenia sa chipului morții Mântuitorului. Iată, iubiți credincioși, că această fericire întărește pe om în cea mai sensibilă fibră a lui și devine puternic și de nezdruncinat. Și în boală, și în prigonire. Îl cinstim pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan astăzi. Feciorelnic și iubitor de Dumnezeu.
Și a propovăit cu putere cuvântul și adevărul lui Dumnezeu la coboare pe timp. Viața nu i-a fost ușoară. Dacă veți citi viața lui descrisă mai ales luna septembrie la adormire, veți vedea câte prigoane și nedreptăți au fost puse asupra lui și asupra tuturor apostolilor. Citim Faptele Apostolilor și e bine să le citim îndeosebi în această vreme, să vedem câte au pătimit și Sfântul Apostol Pavel și Petru, câte împotriviri, câte îndoieli, câte prigoane. Viața nu a fost ușoară sub acest aspect. N-au trăit confortabil, n-au căutat vacanțe reușite, n-au căutat să scape din aceste ispite, ci au fost încredințați că Dumnezeu este cu ei, că viața aceasta este o misiune și misiunea este de a descoperi oamenilor dragostea lui Dumnezeu pe care ei au primit-o, de a redescoperi această bucurie pe care ei au gustat-o, fericiți ochii voștri că au văzut. Iată, după învierea Domnului, ucenicii erau retrași în această cameră și ascunși de frica iudeilor. Dacă înainte de a fi fost răstignit, Hristos, erau atât de urmăriți și pergoniți, cu atât mai mult acum se simțeau și mai vulnerabili. Bate voi păstorul și se va risipi turma, cum spunea Hristos, prorocii în cele ce vrea să fie. Dar erau încă adunați, încă în inima lor nădăjduiau. Toți văzuseră învierea lui Lazar, toți știau de schimbarea la fața Mântuitorului și sufletul lor era într-o așteptare. Și iată că în momentul acesta, prin ușile încuiate, intră Hristos. Și spune Evanghelistul, s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Vă rog, nu vă mai făiți în biserică, stați acolo. S-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și venind Domnul, cum am auzit, și aceeași Evanghelie am citit-o duminică, prima duminică a Paștilor, după amiază, o reluăm acum, în adăugirea ei, luați Duh Sfânt, care le veți ierta păcatele, le vor fi iertate și care le veți ține, ținute, le vor fi. Apostolii, cei care fuseseră investiți de Mântuitorul în timpul propovăduirii lui apostolice, cu darul de a izgoni demoni, de a vindeca bolnavi. Iată, acum primesc o nouă insuflare, luați Duh Sfânt, care le veți ierta, păcatele le vor fi iertate. Duhul Sfânt curățitor, însăși Maica Domnului când a primit vestea zămistirii, ce vestește Îngerul? Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umple. Taina adâncă a lui Dumnezeu se făptuiește în Duhul Sfânt. Dar vedem, iubiți credincioși, că acest Duh Sfânt, prin care apostoli și următorilor episcopi și preoți l-au primit, acest Duh Sfânt este Duh care avea să-L împărtășească tuturor oamenilor, dar nu toți l-au primit. Nu când erau toți oamenii de față, nu în fața unei mulțimi oarecare, Mântuitorul a spus, luați Duh Sfânt, ci a curățit anume pe apostolii săi, trimițându-le apropovăduire. În virtutea botezului, toți creștinii sunt fii ai bisericii, toți suntem fii ai preoției universale, dar numai în preoțimea lucrătoare, următoare apostolilor, se săvârșesc tainele în biserică prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care s-a împărtășit în această zi apostolilor săi, iar ei înșiși, mai departe, hirotonic, episcop și preot, până în zilele noastre, acest Duh Sfânt rămâne lucrător în biserică. Și prin ei avem și noi această părtășie. Și spune Evanghelistul că Toma nu era împreună cu ei. Și s-a tulburat Toma. Pe de o parte, încă buciumat și tremurând din sufletul lui, pe de altă parte, pentru că răbnea și el această fericire. Și vedem că în următoarea duminică, după ziua învierii, iarăși, Toma fiind împreună cu apostolii, îi se arată Hristos și îl cheamă pe Toma. Vino și pune degetul și vezi mâinile. Vedem că nu orice semn a cerut Toma. Dacă nu voi vedea semnul cuielor,
în palmele Lui. Și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Hristos în veșnicie poartă semnul iubirii jertfenice și al crucii. Semnul mântuirii omului prin jertfa Dumnezeului celui viu nepătimitor. Și Toma identifică pe Hristos cel înviat ca purtând semnul acestei iubiri jertfenice. Și Domnul îl cheamă și îi adeverește. Da, pune degetul tău și vezi și pune mâna mea în coasta mea și nu vine credincios, ci credincios. Pentru că m-ai văzut, tu m-ai crezut, fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Și iată o altă fericire. Întâi răspunea Apostolul, fericit ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Acum îi spune lui Toma, fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Sfântul Grigore Palama distinge aici două vederi. Vederea trupească, vederea trupească care poate scruta toate cele raționale, poate înțelege tainele cosmosului, poate înțelege și mesajul icoanei, poate înțelege și mărturia bisericii și a templului, dar rămâne aici. A doua vedere este vederea înțelegătoare. Dacă apostolul s-ar fi oprit doar la ar vedea pe Domnul și ar înțelege și nu ar fi pus în lucrare cuvântul lui, această vedere înțelegătoare n-ar fi fost lucrătoare. Și Iuda a văzut ceea ce a văzut apostolul și Iuda a trăit fericirea de a fi cu Domnul. Dar vederea lui înțelegătoare nu s-a deschis adânc. De aceea mai fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut decât cei ce au văzut și s-au oprit acolo. Această fericire a celor ce n-au văzut și au crezut, iubiți credincioși, ni se dăruiește și nouă astăzi. Și nimeni nu o va lua de la noi. Dacă într-adevăr ne vom ruga împreună cu apostolii ca ea să rămână nedeslipită de inima noastră și lucrătoare și să se deschidă mai adânc această vedere înțelegătoare. Așadar, iată o altă fericire care se împărtășește astăzi, odată cu Toma. Pentru că mai văzut Toma, ai crezut fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că această lucrare a Duhului Sfânt în inima noastră se întipărește în suflet. De aceea ne spovedim și ne împărtășim. Ca toată murdăria care precum pe un geam se depune, obturează lumina să intre, tot astfel și în sufletul nostru această pecete a înțelegerii, cunoașterea lui Dumnezeu, să rămână curată. Să ne pătrundă această lumină dumnezeiască. Și să putem și noi, ca apostoli, să-L mărturisim curat pe Hristos în toate împrejurările vieții noastre. Cu bărbăție, fără amânare și fără lenevie. Iată că Toma, atunci când a fost Mântuitorul, luat Duhul Sfânt, nu a fost de fapt. În această chemare, Toma el însuși a fost chemat și a fost trimis împreună cu apostolii să propovăduiască cu puterea aceluiași Duh Sfânt. Cu puterea aceluiași Duh Sfânt, iubiți credincioși, să vârșesc tainele în biserică. De aceea venim la biserică. De aceea ne botezăm, ne cununăm, ne spovedim, ne împărtășim, ca viața noastră să se sfințească și ca să putem, într-adevăr, să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în istorie și în zilele noastre și în viața noastră. Deși atât de înstrăinată pare lumea de Dumnezeu, abia îl mai simțim la biserică, abia îl mai simțim în slujbă. Legi nedrept, minciuni de cum ești pe ușa bisericii. Dar în această lume Hristos lucrează și cred că în poporul nostru, mult mai mult decât în alte popoare, încă Dumnezeu își lucrează o cinstire de Dumnezeu. Mulți oameni cinstitori de Dumnezeu în țară și în orașul nostru. Poate pentru aceasta ne păzește Dumnezeu încă de multe nenorociri. Să avem mulțumire pentru aceasta și înțelegere că ajunge cuvântul lui Dumnezeu la inima noastră. Și acest cuvânt face minuni. Îl prezumim astăzi pe Sfântul Ioan, Evanghelistul, pentru că în el s-au lucrat aceste minuni până la cap.
trăznuind și adormirea lui în septembrie, vedem că și viața și moartea lui au fost dăruite de Dumnezeu cu multă putere. După moartea lui, ucenicii, negăsindu-i trupul în mormânt, aveau să descopere timp îndelungat deasupra mormântului o pulbere, care îi se spunea mană, pulbere vindecătoare, care acoperea mormântul și era rămânghiere credincioșii. Rugăciunile Sfântului Ioan Evanghelistul și astăzi sunt primite de lui. Vă pun înainte la inimă o istorie a lui, care arată cuvântul pe care îl spune. Dacă pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut crezi că-l iubești, dar pe fratele pe care îl vezi nu-l iubești, te înșel. Parafrazând cuvântul Evanghelistului. Găsise și convertise un ucenic fost tâlhar, Sfântul Ioan Evanghelist. De fapt avea să devină tâlhar, încă din copilărie. Crescându-l, învățându-l cuvântul lui Dumnezeu, botezându-l. Și îl duce unui episcop, cum spuneam, din cei hierotoniți de către apostol și îl încredințează ca pe un odor, să ai grijă de sufletul lui. Pentru că era suflet de tânăr curat și Sfântul Ioan Evanghelistul i-a împărtășit tot focul credinței, puterea curăției, puterea dragostei sale. Și, rămânând lângă episcop un timp, acesta s-a îndepărtat și de cuvântul adevărului, și de biserică, și de credință, și avea să ajungă tâlhar și căpetiene vestită de tâlhar. În scurt timp, după această cădere, apostolul trecând iarăși prin acea cetate, îl cercetează pe episcop și spune, unde e comoara pe care ți-am dat-o? Pe care comoară vorbește? Sinte pe Dumnezeu lui Dumnezeu. Tânărul acela s-a pierdut, iată, că pe tine de tăhar, s-a pierdut sufletul tău. Păi ție ți l-am încredințat, iată că n-am reușit. Și atunci, la bătrânețile lui, iese în calea bandei de tăhar, este prins și cere să fie dus căpetenie de tăhar, ucenicului său. Și acesta se cutremură și fuge și plânge în fața lui. Și spune apostolul Evanghelist. Păcatele tale să fie asupra mea și tu nu-ți împuțina sfetul pentru asta. Numai vino și te întoarce la Dumnezeu. Iată dragostea apostolului, iată dragostea pe care o lucrează Dumnezeu în biserică prin oameni. Iată că numai acest cuvânt, dacă am pune la inima noastră astăzi, și ne-ar fi de ajuns. În acest chip, suntem chemați noi preoții să vă primim pe dumneavoastră și să lucrăm împreună. În acest chip sunteți chemați dumneavoastră să fiți cu copiii voștri și cu cei apropiați dumneavoastră. Să ne rugăm la Sfântul Ioan Evanghelist ca să ne dea această putere. Să ne împărtășească și nouă fericirea pe care a avut-o văzându-l Domnul. Să ne împărtășească și nouă bucuria de a-i sluji lui într-o feciorie și inimă curată. Pentru că fecioria lui Ioan, ca și fecioria Maicii Domnului, n-a fost doar o feciorie trupească, ci o feciorie a Duhului. Nimic din lumea aceasta, nicio poftă, nicio biruință a cărnii nu l-a putut îndepărta de Dumnezeu. Cu acest gând, iubiți credincioși, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest slăvit praznic, aceste fericiri să râvnim și lor la inimile noastre. Și în această biserică să ne rugăm să rămână din puterea Sfântului Ioan Evanghelist și să ne se împărtășească și nouă și să alergați de fiecare dată când sufletul vă este îngreuiat ca să primiți mântuire. Dumnezeu să ne ajute!